Ați văzut în emisiunea de ieri o mică parte din ce spunea un patron de firmă de bodyguards de acolo. Dom'le, luni de zile le reclamam anumite chestiuni. Ei bine, haideți să vedeți ce a pățit după ce a reclamat lucrurile astea, că ea n-a pățit nimic. După ce a reclamat lucrurile astea, care au ajuns până la nivel de secretar de stat de la Ministerul Afacerilor Interne, raportul s-a dus mai sus. Iată ce spune că a pățit, ca să înțelegem foarte clar. Am avut o discuție neprincipială cu șeful DICOT, Dumitru Dumitru, care până atunci mă băga în biroul lui, mă mângâia pe spate. Iar atunci a spus, te rog, mai ușor cu intrările și ieșirile, aici este o secție secretă. Și am spus, domnul, stați un pic, opriți-vă. Eu n-am venit aici de capul meu, m-a chemat dumneavoastră și de câteva luni v-am fost drag. Ori, la momentul când îmi spunea asta, de față erau o parte din membrii clanurilor. Eu am perceput un mesaj că el de data aceea s-a poziționat și a vrut să-și arate fățiș poziția sa. Una dintre victime spune că a consumat cocaină la masă cu un polițist de circulație, care este și acum polițist de circulație, care era inclus în dosar. Aici, din Caracal. Cum se numește? Dumitrescu Dan. Vine o a doua victimă, bărbat de data asta, și confirmă că și el a consumat cocaină la masă cu acest polițist. Este trecut pe lista suspecților, reieșeau pe convorbiri că discutau cu grupul foarte frecvent și că erau fotografiați, filmați în diverse ipostaze. Se pune pe lista celor care trebuiau perchiziționați în ziua descinderii, adică era mandat de perchiziție pe domiciliul dânsului. Poate o să vi se pară curios, dar ni s-a spus că s-a greșit adresa și la dânsul nu s-a făcut perchiziție. Că dintr-o eroare de adresă nu au fost la domiciliul lui, au fost la altul. E dosar deschis? Este un dosar deschis. Dosarul, dacă o să-mi permiteți, vă și dau numărul lui. Da. Este un dosar deschis. Ei, vorbesc de membrii grupării, sunt sub control judiciar, sunt cercetați. Cine sunt membrii grupării? De aici, din Oltenia? Sunt de aici, din Oltenia, sunt și din alte zone. Doi dintre ei au fost condamnați pentru crimă, au și ispășit pedeapsa, au ieșit. Unul dintre ei mi-a și lansat amenințarea cu moarte. Am făcut o plângere pentru amenințarea cu moarte. Într-una din seri, membrii grupării, respectiv acest individ condamnat pentru omor, erau cu mașina în spatele meu. Am sunat la DICOT spunându-le, domne, ce fac în situația asta? Cum să mă apăr? A spus, sună la poliție, sună pe comandant, sună ori pe adjunct, ori pe el. Am sunat pe Humă. Humă, spunându-i că mașina este în spatele meu și avea la cunoștință că e o plângere. Aveam și un martor care spusase că ăla a spus că el promite că mă va omorâ. Zice, te rog să te calmezi, nu cred că vor avea curaj să o facă, cred că este doar să te intimideze. Zic, domnul Humă, scuzați-mi insistența, dar nu trimiteți un echipaj. Sunt în spatele meu de 30 de minute și va trebui la un moment dat să cobor. Domne, nu cred că e cazul, stai liniștit, ceva de gen. Sună înapoi la DICOT. Comunicam cu domnul Alexe. Sună apoi la DICOT, domnule, ce fac în situația asta? Sună, te rog, pe 112, să-i vedem ce fac. Sun pe 112, mi se dă poliția Caracal, rămâneți acolo, va veni un echipaj. Aștept 45 de minute, nu vine nimeni. Nu vine niciun echipaj. De aici am tras toate aceste concluzii, puteți să le trageți și dumneavoastră.